Aproximativ 40% dintre bărbații cu vârsta peste 50 de ani suferă de adenom de prostată. Procentul ajunge la 75% pentru bărbații de peste 70 de ani. Embolizarea adenomului de prostată este una dintre cele mai complicate proceduri de radiologie intervențională pentru medic, dar simplă pentru pacient. Este o procedură mai complicată pentru că, pe de o parte, arterele prostatice sunt niște artere foarte fine, mici. Avem nevoie de microcatetere, de niște unelte foarte fine pentru a putea să pătrundem în el. Este un aspect. Al doilea este că anatomia vasculară a pacientului este, în cazul arterelor prostatice, este una extrem de variată. Diferă mult de la un pacient la altul și uneori, chiar la același pacient, stânga cu dreapta nu-i la fel. Și atunci există și în timp am dezvoltat și am implementat anumite reguli, protocoale, astfel încât să putem să identificăm corect arterele și să putem să navigăm corect în ele. E o curbă de învățare, dar care e o curbă poate un pic mai elaborată, mai lungă, necesită un efort mai mare până când medicul ajunge să fie pregătit să facă o embolizare de adenom de prostată. Câte astfel de intervenții ați făcut până acum? Sunt undeva pe la 800 de cazuri, ceea ce la nivel european e super consistent. Experiența cea mai mare o are centrul din Lisabona. Ei sunt și, de fapt, primii din lume care au făcut aceste intervenții, ei sunt pe la 1200 de cazuri. Când este indicată? Bună întrebare. Foarte mulți bărbați, după vârsta de 65-70 de ani, dezvoltă adenom de prostată. Tratamentul clasic este cel medicamentos. Știm că 25% dintre bărbații cu adenom de prostată au un rezultat satisfăcător cu tratamentul medicamentos. Restul au nevoie de altceva. Și altceva poate să însemne chirurgie sau embolizare. Toți acești 75% dintre pacienți pot să beneficieze de procedura de embolizare. Rata de succes a procedurii de embolizare e de 80%. Ceea ce rămâne, practic, au indicație chirurgicală. Asta într-o lume ideală, pentru că în lumea reală, pacientul este, primul contact cu pacientul este medicul urolog, iar recomandarea obișnuită este de intervenție chirurgicală. Și atunci, pacienții ce sunt trimiși către embolizare sunt puțini. Marea majoritate a pacienților noștri sunt pacienți ce au refuzat ideea de a interveni chirurgical și caută o soluție alternativă. Se educă singur, se informează, află și vin către noi. Mi se pare mie sau e un deja vu al fibromului uterin? Seamănă, da. Doar că poate e un pic mai dificil, pentru că în cazul fibromii, dacă vorbim de femei tinere, active și foarte active în zona online de informare, ok. În cazul bărbaților mai în vârstă, informarea pe internet e mai dificil. Nu că aș încuraja informarea pe internet. Importantă este o informare corectă, de calitate și este esențial să vină din partea medicului. Dar dacă aceasta nu există, atunci este necesar să existe și în zona online site-uri și zone de foarte bună calitate, ci să ofere informație medicală de calitate, locuri de referință unde să ne putem educa, informa și să ne lua informațiile pe care poate că nu le găsim sau nu le primim în cabinetul medical. Medicii urologi sunt la curent, mă refer la medicii din România, sunt la curent cu această procedură? Sunt și nu sunt prea fericiți. Din păcate. Ok. Însă, nu vreau să generalizez, sigur că sunt și o serie de colegi urologi care sunt încântați de procedură și care înțeleg că atunci când avem un pacient, că m-ați întrebat și de indicațiile embolizării,
un pacient cu comorbidități, cu afecțiuni multiple, cardiace, spre exemplu, la care o anestezie generală prezintă un risc major. Acesta este un pacient cu indicație clară pentru embolizare, pentru că al băga în sala chirurgicală și al supune unei anestezii generale, poți să-i pui viața în pericol. După aceea, sunt pacienții mai tineri, ce sunt activi sexuali și ce vor să rămână activi sexuali. Ori, intervenția chirurgicală de rezecție a prostatei are o consecință importantă asupra funcției sexuale a bărbatului. Embolizarea nici de cum. Chiar scorul de performanță sexuală, există un chestionar, arată o îmbunătățire după procedura de embolizare, nu atât prin procedura în sine, ci prin eliminarea medicamentelor ce sunt date în mod obișnuit pentru adenomul de prostată și care afectează funcția sexuală serios. Cum procedați atunci când este vorba de o tumoră malignă? Avem și aici o analiză foarte sensibilă ce se face din urină. Se cheamă PCA3. Este o analiză genetică. Nu e greu de făcut. Rezultatul vine cam în 10 zile și are o sensibilitate de 100% în a face diferența între un adenom, adică o afectare benignă, și un cancer de prostată. Sigur că ele se pot suprapune, dar această analiză ne spune dacă există un cancer local. E important ca această analiză să fie cunoscută. De traseul obișnuit clasic al pacientului este urolog, ecografie, parcă se vede ceva în consultul urologic cu tușeu rectal, ecografie, parcă se vede un nodul, parcă ceva nu e în regulă, remene multiparametric, un nodul care e suspect și atunci pasul următor, biopsia de prostată. Biopsia de prostată, dacă a nimerit nodulul, ne dă o informație clară. Dar dacă nu l-a nimerit, ne dă o informație liniștitoare. Nu e nicio problemă când, de fapt, acolo e o problemă. Ori, noi știm că rata de succes a biopsiei este una spre 30%, ceea ce este îngrijorător. Dacă facem o analiză din urină, PCA3, rata de succes este de 100%. Ne spune clar, este sau nu este un cancer. Și atunci este o examinare foarte importantă de făcut, dar prea puțin cunoscută. În felul acesta facem diferența clară între o leziune benignă și una malignă. În cazul unei leziuni maligne, este contraindicată procedura? Partea frumoasă este că nu este contraindicată și în prezent, e adevărat, este în fază de studiu. Noi acum cercetăm efectul embolizării asupra cancerului de prostată. Dacă știm că asupra adenomului de prostată avem un rezultat foarte bun cu o reducere importantă de volum 40-50%, cu o remitere a simptomatologiei, în zona cancerului de prostată acum învățăm. Acum învățăm să vedem, ceea ce știm clar este că nu agravăm cancerul, că nu-l accelerăm, că nu facem ceva rău pacientului în acest sens, dar învățăm acum cum putem să-l tratăm. Dacă embolizarea cu particule care să limiteze fluxul de sânge e suficient sau dacă acele particule să fie încărcate cu un citostatic care să elibereze substanțele active strict la nivelul nodulului canceros, ce e mai bine de făcut, astfel încât să-l tratăm. Atât timp cât suntem într-o fază de studiu, procedura nu este oferită publicului ca soluție terapeutică. Nu, dar probabil că aveți deja pacienți în studiu clinic și dacă da, cam câți pacienți din România au intrat în astfel de studii? Colaborez, nu sunt pacienți din România, sunt pacienți din Portugalia, în principal colaborez cu echipa de acolo și studiul are criterii clare. În momentul în care rezultatele le vom publica și sunt clare, atunci da, să deschidem posibilitatea și pentru pacienții din țară. Când ne așteptăm la prime rezultate? Probabil în 2 ani de zile. Probabil.
trebuie să avem un volum suficient de pacienți și un timp suficient de urmărire.